După aproape 2 ani de restricții, guvernul ia în calcul ridicarea stării de alertă, o spune ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Astfel, în următoarele săptămâni, este posibil să ne acoperim gura și nasul doar în mijloacele de transport în comun. Starea de alertă expiră pe data de 6 martie, iar după 2 ani, guvernul ia în calcul posibilitatea să nu mai prelungească. Odată cu asta, ar fi eliminată obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice și în locurile aglomerate. Din aprilie, este posibil să ne mai acoperim gura și nasul doar în mijloacele de transport în comun. Părerea este bună dacă ar fi adevărat, ce să spun. Ne-am săturat de 2 ani de zile și atâtea restricții de... Cu condiția să nu revină, nu, asta numai Dumnezeu știe, să nu revină microbul acela în interior. În rest aș fi de acord. Șeful DSU a spus că deocamdată sunt în vigoare toate măsurile anticovid, inclusiv purtarea măștii în spațiile deschise. Raed Arafat a explicat că este așteptată motivarea Curții Constituționale, iar atunci guvernul va decide ce reglementări trebuie adoptate. Eu în interior cred că ar fi bine pentru protecția ta personală. Da, rămâne o recomandare. O recomandare, nu o obligație. O recomandare, da. Dar așa ca să o port pe stradă de aiurea, nu are rost. În interior, da, mai știi, mai e unul mai bolnav, unul mai, nu știu ce. Trebuie pentru tine personal, stăia. Ne-am săturat până peste cap. Dacă se menține actualul trend de scădere, într-o lună vom fi într-o situație mult mai bună și vizibilă din punct de vedere epidemiologic. Să nu uităm că suntem la 15.000 de cazuri care în urmă cu câteva luni ne speriau pe toți. Situația încă nu este stabilizată, a declarat și Valeriu Gheorghiță.